Salutare, oameni buni! Pentru astăzi, 18 aprilie, ziua de luni, avem un bilet la pariuri. Pe biletul de ieri am pierdut la mustață, am jucat 26 la Leverkusen cu Leipzig. Nu s-a marcat două goluri în meciul cel mai tare meci, derbiul etapei din Germania. Leipzig a câștigat 1-0, a fost un meci ciudat. În mod normal, pentru astăzi avem ziua de luni, câteva meciuri. Pe final de campionat trebuie să urmăriți acum echipele care mai au miză, care mai au obiectiv, sunt încă în obiectiv, încă mai pot să-și îndeplinească obiectivele, de aceea o să joc așa din campionatul Championship. În Championship sunt acolo câteva echipe foarte apropiate, locurile 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 6 o să joace un play-off pentru a promova în Premier League. Sheffield este o echipă destul de bună, 18 victorii, 13 de 54, 43 primite, dar n-a dat foarte multe goluri. Și Bournemouth. Deci 4 echipe mai sunt care au primit mai puține goluri decât ei. Acum joacă cu Bristol, Bristol pe locul 18, deja Bristol deci nu mai are nicio miză. Urma Sheffield ar trebui să controleze aici meciul și Sheffield are 2 victorii, un egal în ultime 5 meciuri. Aia de la Bristol n-au avut decât o victorie. Eu cred că Sheffield nu pierde astăzi. O să joc Dronobet 2 pe Sheffield. Bristol Sheffield, Dronobet 2 la 1.37. Meciul 2 o să joc din România, Liga Secundă, U Cluj cu Concordia Chiajna. Este un meci interesant. U Clujul, locul 3 acum în play-off-ul acesta din Liga Secundă pentru promovare. Primele două locuri promovează direct. Eu cred că Petrolul și Hermaștead și-au cam asigurat primele două locuri că vor promova direct. U Clujul pe 3, asta trebuie să trag aici pentru a juca un baraj cu echipele de pe locurile 13 și 14 din prima ligă. U Clujul clar o echipă mai bună, a avut 3 goluri date, 2 primite, a avut egaluri deja cu Hermaștead și cu Petrolul, cu cele două echipe de pe primele două locuri, deci egalul Slobozia a avut un egal în care ar fi trebuit să bată, a bătut pe CSEA Steaua 1-0, oricum U Cluj acasă e ceva mai bună, Concordia Chiajna încă mai au și ei șansă să prindă aici locul 4, dar este o echipă mai slabă. În meciurile directe a fost un egal 1-1 și o victorie U Cluj 4-0, o victorie U Cluj 2-1, deci în ultimele 3 întâlniri U Cluj n-a pierdut. Eu voi juca U Cluj marchează 1-3 golul la cotă de 1-32. Tot timpul acest pariu pe o echipă marchează 1-3 goluri este un pariu care are șanse foarte mari să iasă, mai ales la campionatele din acestea mai rigide. Deci U Cluj marchează 1-3 la o cotă 1-32 și al treilea meci o să joc la Napoli cu Roma. E în meci tare, Napoli pe locul 3. Dacă bate, se apropie de abia la un punct de Milan. Deci încă este departe, a pierdut cu Fiorentina ultima etapă, Napoli acasă. Napoli în ultimele 3 meciuri, 4 acasă, are 2 înfrângeri și un egal. Deci destul de slab pe teren propriu, dar cu Roma a bătut ultimele 3 meciuri de 2 ori și un meci a fost 0-0. Roma n-a marcat niciun gol în ultimele 3 întâlniri direct. Parcă haotic în exprimare. Roma nici ei nu sunt extraordinari, în ultimele deplasări au făcut egaluri la Udinese 1-1. La Sampdoria de-abia au bătut 1-0. Eu aici o să merg pe Napoli că va câștiga o repriză. Prima repriză 1 sau doar repriză 1 la cota de 1.55 din aceste 3 cote. Bristol cu Sheffield DNB 2, U Cluj să marcheze 1-3 goluri și Napoli să câștige oricare din reprize. Avem o cotă 2.80. Asta ar fi biletul meu pentru azi. Mersi de atenție. Baftă la pariuri.